În fiecare an, la data de 16 noiembrie, este marcată Ziua Internațională a Toleranței pentru a îndemna omenirea la înțelegere și respect reciproc, dialog și cooperare între culturi, civilizații și popoare, pentru a descuraja atitudinile extremiste dominate de violență și ură. Toleranța înseamnă, în esență, acceptarea și aprecierea diversității culturale a formelor de expresie, capacitatea de a recunoaște și respecta convingerile altora. Înseamnă totodată îngăduință, indulgență, răbdare și se poate exprima la orice nivel, de la individ la stat. 16 noiembrie, Ziua Internațională a Toleranței. Toleranța este o valoare umană, este specifică oamenilor și ar trebui să avem în minte că toleranța este o calitate foarte importantă a omului de a fi om. Presupune respect, încredere, deschidere, empatie și comunicare. Ce este toleranța? Spunea Voltaire că este apanajul umanității. Cu toții suntem caracterizați de slăbiciuni și erori. Să ne iertăm reciproc pentru acest lucru. Aceasta este cea din tâi lege a naturii. Potrivit psihologului Camelia Tița, toleranța înseamnă să-l acceptăm pe celălalt așa cum este, să înțelegem limitele noastre ale tuturor. Toleranța este terapia îndreptării, spunea cineva. Și Mahatma Gandhi zicea că este celălalt nume al dreptății. A îl respecta pe celălalt, a-l accepta, a-i înțelege, da, punctul de vedere, limitele, înseamnă să fii empatic, înseamnă să te pui în locul celălalt, celuilalt. Și iată că ceea ce se întâmplă acum în lume, această separare, parcă ne conduce mai mult către intoleranță. Într-o lume care pune accent pe valorile materiale, este nevoie să ne îndreptăm atenția către valorile spirituale și toleranța, empatia, iubirea, pentru că fac parte din aceeași categorie, ne definește. Camelia Tița mai spune că ar trebui să fim îngăduitori cu toți ceilalți, citându-l pe Seneca, pentru că toți avem trebuință de iertare. O zi cu toleranță.